Este posibil ca o relație să învețe să meargă în condițiile în care ești atent la nevoile celuilalt. Consilierul de urgență încearcă să-l convingă pe Paul să-i mai facă Mihaelei o surpriză. Deci, Paul, am o propunere la tine, dacă e posibil și dacă se poate. Să auzim. S-o iei și pe Mihaela la cântarea caroia. Ce? Nu, îmi pare rău, i-am cumpărat mașină de spălat, i-am spart lemne, i-am făcut cuie bătute. Nu văd. Dacă vine, nu cântă, nu poate să stea cu mine, stă cu cine? E într-un local. Da, e un fel de restaurant unde cânt eu în seara asta. Foarte frumos, stă și ea la masă și bea un suc. Hai să luăm pe, da, să meargă doamna Mișa cu mine, să stea la o masă, să bea un suc. Eu aș vrea să o invit și pe dumneavoastră, mi-ar face plăcere așa. Să vă invit, dar nu știu, mi se pare să nu pice urât în partea gazdei. Gândește-te la mine! Mihai are foarte mare dreptate. E importantă în viața ta și relația ta. 2 secunde. Sunt proprietarul localului, omul cu petrecerea și să vedem ce spune. Okay. Minunat. Paul primește relativ ușor încuvințarea de a avea invitații la petrecere, cu toate că deja este în întârziere. Doamna, nu s-a rezolvat, dar trebuie să mergem. Acum okay. Trebuie să mergem. Okay. Acum trebuie să mergem. Și yes! Te iau, da. Hai, îmbrăcarea. Hai, să mă îmbrăcați. Să mă îmbrăc și să mergem, că deja e târziu. La local, doamnele invitate de Paul primesc locul de onoare din fața frigiderelor cu răcoritoare. Hai, ia loc și asta eu vă las. Să-l auzim pe domnul, că cântă. Ce ne cântă Paulică? Bagă mult, am înțeată, dă-i drumul, dă-i drumul. E foarte bun. Să-ți fie cu dedicație specială în partea mea pentru nevastă mea Mihaela și doamna Anuța, să știe două cuvinte frumoase. Iau zi, puțin atenție, vă rog frumos. N-ai mai fost niciodată? Îți pot să spui tot ce vrei și când vii de data. A fost frumos. Ți-a plăcut? Da. Mulțumesc pentru dedicație. Mulțumesc pentru dedicație. Da, cupă-mă și descalță-te, ai dat încălzată în casă. Mă descalz, nu e problema. Bine, eu fac curat. Haideți să stăm un picuț de vorbă, așa. Și să vă las ca să vă bucurați de dedicație. A fost greu să o ieși pe Mihaela cu tine? Nu era un local foarte special acolo unde era. Nu cred că se supăra. Nu s-a supărat nimeni, dar a fost normal ca să-i anunț. Evident. Și crezi că va fi posibil și altă dată? Mai este și ea, mai schimbă. De gând acum să nu mi se lipească de orgă unde plec, orgă să meargă și ea. Să plec, să consider tu că e bine, mă, ei? Da, unde cred eu că poți să te iau, o să te iau dacă mă înțeleg. Deci, Pau, hai să-ți amintești ce ai tu de făcut. Să vorbești mai frumos cu ea. Da, asta fac. Vorbești frumos. Să mai lași drăcușorii și toate cele. Nu mai înjur, nu mai drăcu, nu mai... Așa. Vorbești frumos cu ea. Să te apuci că să mai faci câte ceva pe gospodărie și să o